și al Fiului și al Sfântului Duh. Slăvit să fie Domnul Iisus! Slăvit să fie Domnul Iisus! Prea iubiții noștri, frați și iubite surori! Acest salut simțit îți aduce o mare bucurie în sufletul tău. Și mereu ai tot rosti acest cuvânt, pe oriunde ai fi dus, gândindu-te la marea răsplătire, sau mai bine zis, la marea dragoste care a avut-o față de noi, Domnul Dumnezeu, care din iubirea nespus de mare, care a avut-o față de noi oamenii, a îngăduit să vină pe pământ aici, Domnul Iisus, să iei chip asemenea nouă, să trăiască printre noi oamenii și apoi să fie dus la răstignire, să învieze și să se înalțe la ceruri acest Mântuitor prea iubit, să ne pregătească și nouă un loc acolo unde este El să fim și noi. Ca și cuvinte nu poți să-ți exprim toată bucuria pe care o ai înăuntru. Doar acei cărora Domnul li s-a descoperit pot și ei să simtă sau să accepte felul acesta ce frumoasă este viața cu Domnul. Această duminică se numește Duminica Ortodoxiei. Și eu mi-am zis, a fi ortodox înseamnă a fi ostaș și a fi ostaș înseamnă a fi ortodox. Ele nu se pot despărți niciodată. Dacă cumva se va întâmpla această nenorocire, așa cum zice frate Traian, biserica fără oastea Domnului ajunge un pustiu, iar oastea Domnului fără biserică ajunge o vraiște, este cea mai mare nenorocire. Aș putea numi duminica aceasta nu numai a ortodoxiei, aș putea o numi chiar a oastei Domnului. Și nu mă pot exprima ceea ce simt, că de fapt nu pot să fii mai mult decât ortodox dacă ești ostaș. Și nu pot să fii mai mult ostaș dacă nu ești ortodox. Pentru că, printre multe altele, zicea Părintele Dumitru Stăniloae, chiar și membrii Bisericii Creștine Ortodoxe trebuie să redescopere ortodoxia. Nu a cunoaște ce înseamnă ea ca teologie, ci a o trăi. Și mai zice aici un cuvânt care vreau să-l accentuez pentru că este pidente cu înțelegerea lucrării oastei Domnului. Fac o mică paranteză. Dacă n-ar fi fost așa, nu s-ar fi putut uimi de
marea lucrare pe care Domnul Dumnezeu a făcut-o cu preaiubitul nostru frate Traian, prin lucrarea minune și taină, când a prezentat-o acestui mare teolog al Ortodoxiei, preot profesor Dumitru Stăniloae, când a putut să rostească, nimeni n-a mai putut să scrie așa emnul închinat de Maicii Domnului. Poate și Sfinții au scris așa de mult despre Maica Domnului. Dar dacă păcatul se mulțește și harul se mulțește, și dacă Sfinții au scris, cum au scris despre Maica Domnului, păcatul mulțindu-se, harul peste preiubitul nostru frate, a putut să scrie atât de minunate emnuri. O, dacă ar înțelege adevărații ortodoxi valoarea acestei lucrări pe care Duhul Sfânt a inspirat-o frate, minune și taină, când se minuna atât de mult acest mare om. Pentru că Duhul Sfânt era peste Sfinția sa, a putut să elogieze această lucrare atât de măreață, care poate alții prea puțin au înțeles. Dar în lumina Sfântului Duh, acest mare om al Ortodoxiei, Părinte Profesor Dumitru Stăniloae, a putut să spună despre frate Traian aceste mărețe cuvinte. Preiubitul nostru frate Traian Dors. Și printre altele zice așa aici. Chiar și membrii Bisericii Ortodoxe au nevoie să regăsească Ortodoxia. Nu ca o poziție confesională, ci drept însă seva Evangheliei, pâinea cea spre ființa revelației, trebuie regăsită această prospețime a Ortodoxiei. Sigur, nu avem nevoie să schimbăm dogmele. Același Duh, spunea și Părintele Iosif, n-a umblat la el. Duhul Sfânt, așa l-a colorit pe Părintele Profesor Dumitru Stăniloae, ci e acum nevoie doar să înnoim această modalitate de a trăi credința, legătura cu Hristos, prezența Duhului Sfânt, spiritualitatea. Căci credința a fost o practică și nu neapărat o doctrină. Moștenirea Ortodoxiei nu este atât o moștenire doctrinară, cât moștenirea unui mod de viață. Această primenire înseamnă înnoirea vieții lui Hristos în noi. Trebuie să ajungem să trăim cu același sentiment al prezenței lui Hristos, ca și primii creștini. Ce minunat spunea Părintele Iosif prin Duhul Sfânt. Nu vrem altceva, lucrarea voastră, Domnului, decât să trăim ca primii creștini, în dragoste, în legătura frățească, nedespărțiți de la templu, în împărtășire și în rugăciuni. Iată, Duhul Sfânt vorbește într-un singur fel. Chiar dacă a vorbit prin Părintele Dumitru Stăniloae, chiar dacă a vorbit prin Părintele Iosif, chiar dacă a vorbit prin frate Traian, sau va mai vorbi prin cei care îi vor urma cu adevărat, el același sunet va avea, același glas va avea, nu altul. Hristos ne spune așa cum ne-a spus și lor, la primii creștini, la Sfinții Apostoli, când i-au dus pe muntele Elionului. Eu sunt cu voi până la sfârșitul veacurilor. Nu avem nevoie să facem o teologie care speculează scolastic asupra unui Dumnezeu. O filozofie abstractă. Și acum să luăm aminte. Ci trebuie să trăim în Hristos legătura cu Tatăl sub lucrarea Duhului Sfânt. Trebuie să trăim în Hristos. Dar cum să trăiești în El dacă nu l-ai pe El? Aminteam mai înainte, frate Toader, același simțământ. Îl aveam și eu în cuvântul meu.
Dacă m-ar întreba cineva, spunea Părinte Iosif, ce este oase Domnului, este aflarea și vestirea lui Iisus cel răstignit. Oare nu tot la fel putem să spunem și noi că adevărată ortodoxia aceasta este? Iată, zice aici un cuvânt care tot în Evanghelia de astăzi l-am mai citit și îl mai citesc. A doua zi Iisus a vrut să se ducă în Galileea și a găsit pe Filip și a zis, vino după mine. La 45, Filip a găsit pe Natanael și a zis, noi am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege și proroci, pe Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif. Aș putea să spun, și cred că nu spun prea mult, Domnul Iisus l-a găsit pe părintele nostru drag Iosif. El care vede, așa cum zicea frate Traian în meditație din Comora Psalmului, prin ziduri, prin hârtii, prin întuneric, prin neprevăzut, prin tot ce vrei Dumnezeu vede, trebuia o lucrare inițiată puternică noastră Domnului. Domnul o avea de gând, nu avea omul, nu era omul. Și a trebuit să pregătească omul. Și l-a găsit pe Părintele Iosif. Pot să spun aceasta de plin încredințat, că Domnul Iisus l-a găsit pe Părintele Iosif. Și pentru că adevărul acesta este a mers cu cea mai mare grabă, spunem, pe mine m-a trezit întâi Domnul și eu am sunat din trâmbiță ca să vă trezesc și pe voi. Să veniți și voi să-L gustați pe Domnul cât este de bun. Când acolo primul ostaș, fratele Bucur Ioan, de acum încolo ești fratele meu pentru care a murit Hristos. Ce legătură face imediat Duhul Sfânt cu cei care îi trezește la o viață nouă. Nu mai era el părintele Iosif și fratele Bucur, frate. Era una în Domnul. Și astăzi, luând aminte la Sfânta Liturghie, zicea, când ne împărtășim, Domnul ne dorește să ne unim unii cu alții prin trupul și sângele Domnului. Să ne facă a fi una, a înțelege la fel. Mai departe, Filip a găsit pe Natanael. Nu oricum se găsește un suflet. Și nici Domnul Iisus nu oricum l-a găsit. Când zice acolo pilda cu oaia pierdută, cu drahma pierdută, cu fiul pierdut. Nu ușor a fost până când s-a găsit. A căutat, a alergat, a ostenit ca să poată să-l aducă înapoi și oaia, și drahma, și fiul. Lucrarea cea mai minunată care ar vrea să rămână pentru fiecare. Este aici un cuvânt scris care așa de mult m-a mișcat și tare mult ar vrea să rămână cu apăs pentru fiecare dintre noi. Și zice așa aici. Când oaia era pierdută, drahma era pierdută, fiul era pierdut. Cineva a mers și i-a căutat. Și zicem așa aici. Înțelegem așadar că Hristos ne caută pe fiecare dintre noi. Că dacă unii dintre noi l-am aflat, aceasta a fost pentru că El mai întâi ne-a căutat și ne-a aflat. Cât adevăr există aici? Nu Filip l-a căutat pe Domnul, Domnul l-a căutat pe Filip. Nu noi l-am căutat pe El, El ne caută pe noi, El ne-a căutat pe noi. Și ne caută pe fiecare.
ca să ne aducă la El. Așa cred. Când Domnul se descoperă unui suflet, el va rămâne mereu în această stare de smerenie, că Domnul l-a căutat pe el. Când zice acolo, vină după mine, Domnul merge înainte și sufletul care îl află vine după el, cu smerenie, cu umilință, cu ascultare, cu supunere. Că merge după Domnul, vrăjmașul, diavolul, vrea să vii după Domnul, dar tu întâi și el după tine. Ce ispită foarte fină. Și zice mai departe, așadar rolul primordial nu este al nostru. Așadar rolul primordial nu este al nostru. Câtă smerenie ne se cere aici fiecare dintre noi? Că rolul primordial este al Domnului. El ne caută pe fiecare. Dacă simțim cum se uită Domnul la fiecare ca să ne se lese descoperi și nouă în momentul acesta. Cum ar vrea El ca să ne facă cunoscut numele Său și să-L primim fiecare. Mă gândeam când spunea frate Costel, așa am simțit un fior. Astea spusele matale, scrie dumneata așa, eu nu pot să scriu așa. Odată i-am spus cuiva, cum dumneata nu vrei sau nu știu cum să mă exprim, să crezi că este Dumnezeu, pe mine nu mă poți să mă convingi că nu este. Eu îl simt. Eu îl văd. Prin credință, cum s-a discutat astăzi. Și fără de credință, este cu neputință să fim plăcuți Lui. Și credința de fapt ce este? Darul Domnului Dumnezeului nostru. E darul Lui. Dacă toate sunt de la ele, căutam aici, poate nu mai reușesc să citesc, și zice un cuvânt. Nu noi eram aceia care vroiam să-L aflăm pe El. El era acela care vrea să ne afle pe noi. De aceea m-am mintit la început. Bunătatea Domnului Dumnezeu, enorm de mare, cum amintea părintele profesor Vasile Mioc la Arad. Nu știm cum să ne exprimăm cât de bun este Domnul Dumnezeu ca să facem pe toți oamenii să-i atragem după ei, după El. Să se lepe de tot ce-i păcat, cum a făcut Sfântul proroc Moise. N-a vrut să se numească fiul fiicelui Faraon, ci a dorit mai bine să sufere cu poporul Dumnezeu. Pentru plăcere de o clipă al păcat. Mai multe idei pot să vorbesc de aici. N-a vrut și a vrut să sufere. Plăceri de păcat care îmbie, că băutură, că-i dezmertare, că-i fotbal, că-i televizor, că-i aparat, că-i tot ce vrei. Plăcerile de o clipă, că păcatul pune o plăcere în el ca să te poți bucura de el, că altfel n-ai cum să te bucuri. Dar e de o clipă și apoi vine amăreala. La băutură, la desfrânare, la hoție, la minciună, la altfel. Glasul conștiinte cu dumneavoastră, în întâi ne-a dat Dumnezeu pază pe părinți, să nu ne ducem în foc. Și mai târziu ne-a dat pază conștiința și zice, nu fura, nu minți, nu curvi, nu înșela. Atunci zice, să avem grijă de glasul conștiinței care este paza lui Dumnezeu, care ne îndrumă și ne învață să nu facem. Iar omul, dacă ia minte la acest glas al conștiinței, Dumnezeu din ceruri vede această intenție a fiecărui om. Și atunci vine el și se lasă descoperit. Mă întorc la cuvântul părintelui profesor, cât de bun este Dumnezeu, cât de bun este, cum a venit El, Tatăl, și cum a așteptat pe Fiul risipitor. Cum ne așteaptă pe noi până în ultimul moment, până în ultimul moment. Citeam acum într-una din seriile un cuvânt din Viețile Sfinților și dădea acolo un caz care m-a uimit așa. Cum odată o femeie căuta să se ducă la un sfânt. Sărăcuță cum era ea, în drumul ei spre sfânt, întâlnește un tâlhar. Și tâlharul, ca să o jefuiască și să păcătuiască. Ea s-a rugat către sfântul acesta și a ajutat-o. Tâlharul se îndrăcește, ea ajunge la sfânt și îi povestește toate lucrurile. Se roagă Domnului pentru acest tâlhar, vine la el, se mărturisește, spovedește și devine un mare monah.
Stăteam și mă gândeam când citeam acolo. Acest om tâlhar se întâlnește cu această femeie. Pronia lui Dumnezeu, purtarea de grijă a fiecărui om ca să-i trezească în el dorința de Dumnezeu. La început a zis, eu m-am dus către Sfânt și atenție situația m-a ajuns. Cum a trebuit? Dumnezeu nu vede din cer? Da, vede. Dar cine poate să înțeleagă lucrarea Dumnezeu? Și atunci îngăduie aceasta ca prin acest act să vină tâlharul la pocăință, să sfințească, să poată ști să fie în cerul. Cât de bun este Dumnezeu! El nu dorește moartea păcătosului. Așteaptă ani, zeci de ani de zile ca omul să se întoarcă la el, să-l primească pe el. Așa este de bun Domnul cu noi și vrea pe fiecare să ne aducă, să ne facă cunoscut numele Său. Aș mai vrea să spun câteva cuvinte din Apostolul de astăzi care nu știu cum să spun ca să pătrundă la inima fiecăruia dintre noi. Și zice așa aici. Domnul când cheamă pe cineva să vină după el, îi promite necazuri, suferinți, dureri. Veți avea multe necazuri. Dar la sfârșit, zice acolo în fericire, bucurați-vă că răsplata voastră multă este în ceruri. Dar Satan, mă gândesc la plăceri de o clipă ale păcatului, Moise n-a vrut prin credință. Și credința e darul lui Dumnezeu. Și omul, dacă are această dorință să-l primească pe el, vine darul lui Dumnezeu. Dar iată ce zice vrăjmașul Satan. Dar toate promisiunile lui Satan și ale păcatului sunt numai pentru viața aceasta, înainte de moarte. Să bei, să te distrezi, să... După moarte, nu spune niciunui păcătos ce-l așteaptă, dacă ascultă de ispitele lui și face ceea ce îl îndeamnă el. După moarte, el chiar spune că nu mai este nimic, pentru ca nu cumva sufletul nenorocit, care ascultă pe diavol și face voia lui, să se oprească înspăimântat și să spună, ajunge. Îi dă în mintea omului acest gând, mai este nimic după moarte. Cum zici oameni, mor să mă văd eu. Ce gândire diabolică. Vine moartea și vine judecata și vine o sânda veșnică. Nu mai fac rău. Mă întorc la Dumnezeu ca să mă izbăvească de la diavol și să mă spere de păcat. De acest moment, diavolul se îngrozește și se leapădă. El face totul ca sufletul căzut în cursul lui să nu ajungă niciodată la această trezire și la această întoarcere. Vorbea odată un frate, părintele Pime, la adunare, zice așa, despre cei reci, călicei și înclocuți. Cei înclocuți nu se atinge, cei reci, Domnul îi așteaptă. Dar ce face cu cei călicei care, zice un cuvânt aici, se mulțumește și cu lumea și cu Dumnezeu? Și Domnul așteaptă această întoarcere a fiecărui om la el, cum zicea frate Traian, nu până la biserică, nu până la oaste, nu până la cuvânt, până la Domnul Iisus. Fiecare suflet dintre noi să ajungă până la el, simțindu-l pe Domnul Iisus în viața lui, ca să poată apoi să trăiască cu el. Aceasta a dorit-o din toată inima părintele nostru, drag Iosif, prin această lucrare. Ei, vrăjmașul nu vrea aceasta. El zice, vinu, rămâi, merg la biserică, vinu la adunare, dar această părere de rău, nu mai fac rău, mă întorc la Dumnezeu ca să-i mă izbăvească de la diavol să mă sperie de păcat. De acest moment, diavolul se îngrozește, se leapă. El face totul ca sufletul căzut în cursul lui să nu ajungă niciodată la această trezire și la această întoarcere. Eu mereu vorbesc copiii noștri, Mihail Samuel, când vine vremea întoarce la Dumnezeu? Eu îi aduc la biserică, îi aduc la adunare, poate până la 10, până la 5, până la 20, până la 30 de ani. Dacă nu vine momentul întoarcerii, momentul revelației, momentul întâlnirii omului cu Dumnezeu,
ei nu au bucuria. Și zicea aici în cuvânt, bucuria de a-L afla pe Domnul Iisus te înrolează în această oase cu dragoste și mergi și spui tuturora cât bine ți-a făcut ție Domnul, simțit acesta înăuntrul tău, nu teoretic, ci a trecut prin tine această lucrare și acum o spui altora și zici acolo, câtă putere de convingere are un suflet care trăiește cu Hristos Domnul. Îi determină și pe ceilalți ca să se poată și ei întoarce. De aceea, odată cu păcatul, El îi învie omului fericirea și satisfacția numai acum și numai aici. Despre moarte nu îi spune nimic, îi spune numai că după ea nu mai este nimic. Că doar aici este totul, pentru ca omul, liniștindu-se, că nu mai are să dea nicio socoteală de ceea ce a făcut, să poată păcătui până în cea din urmă clipă, fără să se mai trezească să se întoarcă. Numai când omul a ajuns la ultima sa clipă, fără să se întoarcă la Dumnezeu, atunci diavolul, rânjind de bucuria pierzării Petrui Suflet, era că este o înviere, că este o judecată, că este un iad și o pedeapsă răbește. Iată ce înșelătorie este iad. De aceea iubiți tineri, frate și surori, și noi toți, să ne putem conștientiza aceste cuvinte, să ne trezească noi dorul și dorința ajutătoare ca să-L putem primi și noi pe Domnul. Și cum a făcut acest minunat Filip, l-a găsit pe Natanael, cum a făcut prea iubitul nostru părinte Iosif, și apoi ceilalți dragi noștri, prea iubitul nostru frate, și ceilalți frate, s-au dus cu dragoste și l-au vestit pe Domnul și zeci, sute, mii de suflete s-au întors la Domnul cu adevărat aici, în viața de credință ortodoxă. Pentru aceasta a venit și era un cuvânt, dacă lucrarea profetică și divină a oastei Domnului nu va mai primi biserica, ea nu va mai putea avea o viață bună. Deci spunem și noi tare și răspicat, oastea Domnului strâns legată de biserică și biserica să înțeleagă lucrarea oastei Domnului care a venit doar pentru trăirea primilor creștini. O, fericiți, cei ce cred pe Domnul Iisus Hristos și vin la El, refuzând tot ce le se învie pentru a renunța la viața veșnică și astfel dobândesc o înviere nespus mai bună și o fericire nespus mai mare decât o promite orice plăcere pământească și o câștig prin păcat. Numai spunând cuvinte fratele am zis, ce n-avea Moise la curtea lui Faraon? El învățase la cele mai mari școli, avea toate bogățile, era cel mai mare. Și totuși, prin credință, n-a mai vrut, prin credință, să se numească Fiul Fisic. Ci am dorit mai bine să suferi cu poporul lui Dumnezeu. Doar credința e singura putere ce mântuie ființa prin cruce spre înviere. Ne apropiem și noi acum de sărbătoarea aceasta de la Ivești. Iubire, jertfă și înviere. Fără jertfă nu e înviere. Fără iubire nu e jertfă. Dar am întrebat, iubirea de unde vine? Ca să ai iubit din credința puternică în Dumnezeu. Iubindu-L pe El apoi, te jertfești și apoi ajungi la înviere. Așa dorim și noi, iubiți frași, iubite surori, să facă Domnul Dumnezeu ca și această Duminica Ortodoxă, să rămâne Duminica oastei Domnului, aflarea Domnului Iisus. Pentru că prin Duhul Sfânt, cred că Sfinții Părinți n-a găsit o Evanghelie mai potrivită ca aceasta, ca să poată să trezească în sufletul fiecărui creștin starea aceasta de a-L afla pe Domnul. Putea să spună alte învățături de tot felul, dar ca să-L afle pe Domnul este adevărata ortodoxie, adevărata oaste, aceasta este. Deci nu poate să fie altă înțelegere între oaste și biserică, între biserică și oaste. Duhul oasei, Duhul Bisericii primare de la început. Așa a format Domnul Biserica. Așa a format Domnul oastea Domnului. Ca să ne contopim în ea. Nu vrem altfel. Vrăjmașul va lupta cu orice preț să ne separe pe una de cealaltă. Iar Duhul Sfânt dorește ca să ne împreună să fim nedespărțiți. Dar în înțelesul, așa cum am citit din Părintele Dumitru Profesor Stăniloae,
Și membrii Bisericii Ortodoxe trebuie să redescopere Ortodoxia, ca să putem și noi împreună cu toții, aflându-L pe El, trăind cu El, să putem să fim și aici în veșnicie, nedespărțind, slăvind pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh. Amin. Slăvit să fie Domnul.